Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A venit vara! Unde, frate? În anumite localități. În ce anumite localități? Tasos. Halkidiki. Vârvuru. Vârvuru, unde este vara? Vârvuru e vară. În România nu există vară. Dacă stai să te gândești, în ultimii ani cam asta a fost. Astea sunt tendințele meteo. În iunie sunt ploi, inundații în Bulgaria, Grecia. Știu mulți oameni care și-au stricat vacanțele că s-au dus prea devreme. Da. După care vara acum începe acum cam pe la jumătatea lui iunie și se întinde până spre 1 octombrie. S-a decalat vara. Da. Da, ce, în loc de summer time și nu știu ce, apropo de asta, eu o simt mai bine ca muzică de plajă, Bob Marley. Bob Marley? Muzică de vară, de plajă, de distracție. Da. Plus că făcea mai bine legătura cu informația asta pe care o avem și care mă uluiește. Creveții de apă dulce din Suffolk, Anglia. Cred că creveții de apă dulce sunt de fapt niște raci. Nu. Cum nu? Nu. Racul nu este un crevete? Nu. Nu e o crevetă? Nu. 0728 3132. Vă rugăm, ajutați-ne. Ceu. E un crustaceu. Racu și șrimpu, adică crevetele, creveta. Sunt creveta a doua. Ba da. Dar nu există crevete de apă dulce. Aveți și în România? Parcă. Unde? Și de ce nu mâncăm? Nu știu. Haide să... Pe la Constanța, pe acolo, prin Razim, prin alea, mi se pare că... Sunt creveți de de apă dulce. Și de ce sunt atât de populari șerimpi și totuși, adică creveții, și nu sunt racii? Pentru că n-au gust la fel de bun. E multă lume care mănâncă raci, dar mie au un gust de baltă. Bagi mult usturoi. Da, e ca diferența între peștele de apă dulce și peștele de apă sărată și, în general, oamenii îl preferă pe ăla de apă sărată. Revenind, creveții de apă dulce din Suffolk, Anglia, care nu știm dacă sunt sau nu raci, testează constant pozitiv pentru cocaină, ketamină, valium și așa mai departe. Deci nu mi-aș imagina niciodată că șrimp și englez se distrează în halul ăsta. Au și muzica necesară. Da. Asta e. Deci la toți creveții de apă dulce din Anglia, da, au testat, în 15 situri au testat, peste tot au fost identificate niveluri de cocaină. Ce tare. La toți. Acum eu nu înțeleg, bun, evident că se duc șrimp și să petreacă, deși mai știi. Unde se duc șrimp și să petreacă, unde se când duc se duc? De unde iau ei cocaină? Din larg, așa. Cum trag pe nas, că neavând nas. Nu, dar dincolo de asta, mă gândesc, bun, e clar că ajung toate, mă rog, astea ajung în apă, prin canalizare, în Marea Britanie. Bă, totuși, cât de bine trăiesc ei încât își permit să arunce cocaină la canalizare. Ce cantități? Și în ce cantități, da? Probabil că în filme, știi, când vine poliția, vin mascați și duduie mușul și aruncă cu punga din țâl de cocaină în WC-ul. Știi? Peste tot? Zeci de punga. 15 zeci. Zeci de descinde. Peste tot prin lacuri. Și șrim și... Și șrim și... Yeah! Hai că dăm job pe trecere! Cu jubilar! A tras apa! Uite, dacă vreți, propun să ascultăm și piesa asta. Da. Au început 100 zile de zile de vară, 100 de zile de vacanță la Europa FM și merită să dăm și un Bob Marley cu ocazia asta. 100 de zile de vacanță la Europa FM? Da. Și noi mai venim la Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.